ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați de Facebook, Instagram și TikTok, ne găsiți și acolo la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă puteți abona pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem zi de zi, spunem noi, activitatea pe care mare parte dintre primarii din județul Hunedoara o au. Este drept în această perioadă, unele lucrări parcă așa se realizează mult mai repede. Unii dintre cetățeni spun că poate ar fi vorba doar de faptul că se apropie această campanie electorală, alții sunt fericiți că se realizează într-un final mare parte dintre proiectele promise în urmă cu câțiva ani de către edilii în funcție. Vedem care este situația astăzi în Comuna Hărău, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe primarul comunei, domnul Lucian Albu Weber. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Probabil că și la urechile dumneavoastră au auzit, au venit astfel de informații că acum, dacă se apropie campania electorală, începeți să realizați și unele proiecte. Da. Are legătură? Noi în comun, în ceea ce ne privește pe noi, pot să o spun cu siguranță că nu. Dar, într-adevăr, în fiecare an când au loc alegeri, parcă se muncește mult mai mult decât în ceilalți ani când nu sunt alegeri electorale. Ar fi și o explicație pentru acest lucru, o explicație plauzibilă, și aici mă refer la faptul că poate unele dintre proiecte le-ați demarat în urmă cu 3 ani, să spunem, iar partea birocratică să îngreuneze cumva începerea lucrărilor efective în teren, sau care ar fi o altă explicație? Da, acum de fiecare dată există câte o explicație, depinde de fiecare ce explicație dorește să dea cetățenilor. În ceea ce mă privește pe mine, nu sunt și n-am fost niciodată adeptul acestor tipuri de manifestări, să le spun așa, adică în preajma alegerilor locale să dăm drumul la lucrări. Pentru că, din punctul meu de vedere, un primar în funcție, campania electorală și-o derulează pe parcursul celor 4 ani de mandat, adică între ultimele alegeri și alegerile care urmează să fie campanie electorală mai bună ca aceasta, nu există. Acolo este examenul adevărat. Acolo este examenul adevărat. Din păcate, cum foarte bine ați spus și dumneavoastră, din păcate birocrația ne omoară. De exemplu, eu am demarat în urmă cu 3 săptămâni lucrările în ceea ce privește infrastructura rutieră în Comuna Hărău. Este vorba de proiectul pe Anghel Saligny în valoare de 12,5 milioane lei. În urma acestor lucrări, la finalizarea acestor lucrări pe teritoriul Comunei Hărău, efectiv nu vor mai rămâne nicio stradă sau drum comunal neasfaltat. Am depus acest proiect în 2021 ca să... să aibă și cetățenii o imagine clară. De fapt știu că le-am mai explicat, de fiecare dată încerc să le explic cum stau lucrurile, nu depinde în totalitate de noi, noi facem ce depinde de noi și restul nu avem decât să așteptăm. Deci în 2021 am depus acest proiect, toate etapele care au trebuit derulate ne-au adus în stadiul de a da drumul la lucrări doar în acest an, în 2024. Acum m-am gândit și la varianta să dau drumul la lucrări doar după finalizarea alegerilor locale. Dar ați fi pierdut timpul. Aș fi presat cumva constructorul, îl țineam pe loc câteva luni. Da, practic era, l-ați fi blocat. Și îi scurtam termenul de execuție a lucrării, ceea ce nu era de dorit nici pentru noi, nici pentru el, adică lucrurile trebuie făcute nu pe repede înainte, trebuie făcute cum trebuie,
fără grabă să iasă lucru de calitate așa cum își dorește cetățenii și noi și toată lumea, pentru că așa este normal. Așadar, în prezent se efectuează lucrări. În prezent se efectuează lucrări pe partea de infrastructură rutieră. Se mai lucrează, acolo au demarat lucrările în luna februarie la reabilitarea termică și modernizare, dotare a școlii clasele 1-4 din localitatea Hărău. Lucrările se vor finaliza la sfârșitul lunii august până cel târziu în 10 septembrie, când va începe nou an școlar. Deci elevii vor începe nou an școlar în casă nouă, condiții extraordinar pentru ei. Aici vorbim de schimbare de mobilier, de absolut tot sistem de dotare, poate odată panouri fotovoltaice, solare pentru apă, pentru apă caldă, pentru încălzire. Încălzirea va fi în pardoseală, se schimbă tot sistemul și centralele termice, izolația termică, geamuri, uși, absolut totul. Deci va fi plus mobilier nou, deci va fi totul la superlativ, să spun așa. Trebuia să faceți și această parte pentru că preșcolarilor le-ați făcut o grădiniță nouă, nu? Da, preșcolarii... Trebuia să veniți cu investiții și în partea cealaltă. Da, pentru că prioritățile mele sunt educație, infrastructură, pe parte de sănătate, dispensare medicale. Acestea sunt... Care au și medici, din câte știu. Da, foarte multe comune din județul Hunedoara. Da, avem și medici, avem și medic în comună. Deci astea sunt cele mai principale. Pe urmă, avem și alte priorități, pentru că trebuie să acoperim fiecare segment. Este important pentru noi, nu putem să spunem că unul ne interesează mai puțin decât celălalt, dar avem niște priorități pe care dorim să le păstrăm, așa mi se pare. Și priorități pare care normal. Probabil propuneri, de fapt, care probabil au venit aceste din partea cetățenilor. Da, aceste priorități sunt... Noi ne prioritizăm lucrurile, proiectele, în funcție de doleanța cetățeanului. Noi, din discuțiile care le avem cu cetățenii, identificăm nevoile dumnealor și inițiem proiecte pe axele de finanțare care sunt, dacă sunt în acest domeniu, și dacă nu, încercăm să acoperim din bugetul local. De exemplu, avem la grădinița cu program prelungit, dorim să extindem, să facem o construcție nouă tot în aceeași locație, lângă grădiniță, extinderea spațiului unde să își petreacă orele de somn și sala de mese, să extindem aceasta practic va fi o altă clădire pe care o altă clădire, să da. Pentru că avem solicitări acum pentru ce este în comună. Este ok, am mulțumit pe toată lumea, sunt locuri suficiente, dar spre bucuria noastră avem solicitări și din afara comunei. Și atunci vă gândiți să încercăm să ajutăm cât se poate, da. Prima dată au prioritate cetățenii comunei noastre, pe urmă dacă spațiul ne permite și mai sunt locuri, cu mare drag sprijinim și pe ceilalți. Asta e bine, e semn că încă mai aveți tineri, mai aveți copii în comună și în condițiile da. În care în zilele noastre tot vorbim de depopulare masivă în mare parte în zonele rurale, iată că mai sunt și excepții. Sunt din ce în ce mai mulți tineri care spre satisfacția și bucuria noastră încep să se reîntoarcă din străinătate, vorbesc de comuna Hărău. Aici urmăresc și observ ce se întâmplă mai cu atenție. Majoritatea tinerilor care au plecat
am discutat cu ei, domn primar, am văzut și vedem că de la un an la altul lucrurile se schimbă în bine și atunci am hotărât să ne reîntoarcem, vin și construiesc locuințe noi. Pentru noi este un semn că suntem pe drumul cel bun. Să facem ce trebuie și tinerii încet, încet să reîntorc acasă. Până la urmă au nevoie de un minim, vorbim de apă, de canalizare, de gaz și știu că ați câștigat de fapt acest proiect cu privire la introducerea rețelei de gaz, da, printre puținele și la nivel național, trebuie să recunoaștem, da, pentru că a fost o bătălie destul de acerbă. A fost o bătălie, da, a fost o bătălie și la nivel de județ, dar suntem printre fericiții care beneficiază de această finanțare. Acestea au fost două probleme majore pe care am dorit de la bun început să le rezolv. Gazul, pentru că doar noi și comuna vecină Certejul de Sus am rămas așa izolați, neavând rețelele de gaz, și apa potabilă, care este una dintre ofurile mele cele mai mari, una dintre lucrurile care nu am reușit să le rezolv, datorită faptului Comuna Hărău, de fiecare dată o spun, nu există altă sursă de apă decât cea de care ne folosim acum, dar în această perioadă suntem cumva sigur că se va rezolva și această problemă, pentru că Apa Produ derulează un program și sunt ei în faza de derulare a procedurii de licitație pentru lucrările de introducere a rețelelor și că aducerea apă. De-a lungul timpului ați tot încercat să găsiți soluții, da, pentru este, a putea nu sunt. Să Eu aduceți apa potabilă am aici. Fost criticat în nenumărate rânduri, mai ales acum în perioada aceasta de pre-campanie, de contracandidații referitor la apa potabilă, le-am transmis cetățenilor, transmis și pe această cale, dacă cineva identifică o soluție pe teritoriul Comunei Hărău pe care eu am omis-o sau n-am identificat-o, cu mare drag l-aștept și indiferent din partea. Să nu uităm cui și vine, dumneavoastră sunteți cetățean al acestei comune, înainte de a fi primar, mei, sora mea, rudele, vă doriți, cred că toată, și pentru dumneavoastră vă dați seama, mai ales pe perioada de vară când primești 20-30 de telefoane zilnic, domn primar, ce facem cu apa? Eu nu aș dori să fie apă. Cine nu-și dorește să existe aceste servicii, să fie de bună calitate? Cred că nimeni nu se gândește că... Dar de ce este atât de dificil sau de ce a fost atât de dificil să aduceți apa potabilă aici în comună? Pentru că nu, pe teritoriul Comunei Hărău nu există sursă de apă decât cele patru puțuri forate care există la ora actuală există 6, pentru 4 au fost inițial cu sprijinul Consiliului Județean. Am mai reușit să mai facem 2. În încercarea de a mări cantitatea de apă și nici așa furnizată, nu a fost suficient. Nu, pentru că nu este nici cantitativ, nici calitativ ceea ce trebuie. Valorile chimice, nu cele bacteriologice, că acolo nu este o problemă, dar valorile chimice depășesc valorile normale. Fierul și manganul din compoziția apei este peste valorile normale admise de lege și este dată distribuită ca apă industrială, dar pe perioada de vară, când știți cum e la țară, unii mai au solare, unii mai se consumă exact apă mult mai mult, nu poți să faci animale, cei care animale mai au, și nu de fiecare dată reușim, oricât am încercat și noi și cei de la Apa Prod, nu de fiecare dată reușim să facem în așa fel încât cetățenii să nu resimtă aceste disfuncționalități. Ar fi fost o variantă, o soluție să aduceți de la Simeria, poate? Sau nu putem să aducem de la Simeria decât rețeaua celor de la Simeria este adusă până la Cărpiniș,
dar nu este dimensionată pe o țeavă de diametru potrivit pentru a prelua, pentru că această țeavă va trebui să ajungă până la certej. Și atunci singura variantă a fost de aducere altei țevi tot dinspre Simeria, cu subtraversarea pe Sumureș, care să ajungă la noi și la certej. La noi, la intrarea în comună dinspre Ban Potoc, se va intra direct în rețelele noastre existente pentru a nu mai sparge infrastructura rutieră. Deci aceasta va fi varianta agreată. Exact. Așa va fi forma finală a acestui proiect. Exact. Cine va suporta costurile? Pentru că și o subtraversare și toate aceste lucrări, este prins pe master planul celor de la APA Prot sub foduri europene. Primăria Hărău are o cofinanțare foarte, foarte mică, pot să-i spun nesemnificativă. Veți la acest putea proiect, face față acestei cofinanțări? Da, nu, este de ordinul câteva zeci de mii de lei, ceva, puțin de tot, deci nu ne afectează bugetul local cu absolut nimic, mai ales în comparație cu beneficiile care vor avea cetățenii ulterior. Chiar dacă ne costau și pe noi mult mai mult, nu lăsam alte investiții deoparte și era primordial apa potabilă, nu există. Va fi o lucrare destul de mare, complicată. Da, dar va rezolva o problemă majoră. Majoră este una dintre marile probleme ale comunității din Hărău. Apa pe primul loc și pe urmă rețele de distribuție a gazelor, dar apa este primordial. Mai vedem promisiuni făcute, vor alții, nu știu ce, târguri, ce festivaluri, ce baruri, ce nu știu ce. Eu spun că astea sunt lucrurile primordiale. Apa, rețelele de gaze, infrastructura educațională, medicală, exact, care sunt acestea până la urmă la baza unei societăți, prioritățile, și sper că în următorul mandat, care sunt sigur 100% că cetățenii ne vor acorda credit și pe următorii 4 ani vom reuși să rezolvăm aceste probleme. Au fost două mandate dificile, domnule primar, sau să ne întoarcem puțin în trecut. Primul mandat a fost mai complicat pentru dumneavoastră, deși erați cumva parte din administrația locală, cunoșteați Nu pot să spun că am fost... Doar că atunci când ajungi pe o anumită funcție, lucrurile se schimbă și cred că sunt privite cu alți ochi. În momentul când când ajungi pe o anumită poziție și ai totuși habar de ce se întâmplă acolo, nu este complicat. Acum, în momentul când am ajuns pe scaunul de primar, chiar știam administrație ați publică. Ați ocupat un scaun imediat de lângă primar la acea vreme. Mie așa îmi place și tot îndemn tinerii să vină lângă mine, să intre în politică, pentru că trebuie să arzi etapele așa cum trebuie arse. În momentul când încerci să sari anumite etape, nu este ok. Eu am fost consilier local, pe urmă am fost viceprimar, am învățat lucrurile din administrație, fiecare la timpul lor și treptat așa cum trebuie. Nu pot să spun că au fost cele două mandate foarte complicate, au fost destul de intense, destul de obositoare, de stresante din punctul de vedere că tot timpul vrei să faci ceva. Eu nu am fost niciodată adeptul promisiunilor, pentru că există, din păcate, această tendință de a promite că le cobor la cetățeni și luna de pe cer doar prinzi un vot sau două. Nu. Eu de fiecare dată am încercat să fiu cât am putut de realist. Nu le-am vândut pielea ursului din pădure. Le-am spus exact cum stau lucrurile. Și așa s-au și întâmplat. E importantă sinceritatea în politică și administrație? Din păcate,
Da, este foarte importantă sinceritatea și ar trebui să fim 100% sinceri. Dar, din păcate, spun, am sperat de la un ciclu electoral la celălalt, clasa politică se mai șlefuiește, se mai schimbă, dar văd că ne-am întors în urmă cu aproape 30 de ani, când nu spun o noutate, o știu, majoritatea dintre noi se mai umblau cu plase, minciuni, promisiuni. Am constatat că și în această precampanie se mai obișnuiesc aceste lucruri. Din nefericire, și pentru cei care o fac, și pentru alegători, și pentru cetățeni, eu așa ceva nu am făcut și nu am să fac niciodată, pentru că consider că este o jignire la adresa unui alegător. Eu nu mă pot duce la un cetățean din comuna Hărău să-i promit un folos material sau financiar în schimbul votului, pentru că l-aș jigni. Efectiv l-aș jigni. N-am făcut-o niciodată și nu și am să o fac. Cred că ați trece dincolo de acea barieră legală până la urmă. Nu pot. Deci nu dau nume, nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Am constatat în această precampanie electorală de la anumite persoane am aflat că au fost alături pentru felie, alături de alte de contracandidați pentru o felie de pizza sau o bere. Nu poți, adică ca să nu, mai bine mă duc singur pe drum dacă n-am pe nimeni lângă mine, susținători adevărat. Ne coborâm prea jos. Eu am crezut că ridicăm ștacheta, partidele politice își desemnează sau își cer foarte bine posibili candidați. Asta ați crezut dumneavoastră? Asta am crezut eu. Și, și nu este așa? Păi din ce nu constat, din ce constat nu. Din ce constat nu. Mă uit și văd că suntem acuzați, PSD-ul, PNL-ul, suntem acuzați de cei de la AUR, că nu mă feresc să o spun. Da, că suntem acuzați că suntem partid de mamut, că am distrus țara, că nu știu ce am făcut. Partidul comasat și exact, dar mă uit, bă, m-am uitat și eu cu atenție așa pentru mine să văd, bă, dar ce totuși la partidul ăsta AUR? Și ce constat? Constat că o mare parte dintre membrii Partidului AUR sunt foști membri ai partidelor PNL și PSD, care au ocupat așa numite funcții prin aceste partide. Păi stai un pic, că se contrazic singuri, adică cum, bă, dacă cei din PNL și PSD au fost răi, păi de ce i-ați luat la voi? Poate... Tot cu ei vreți să schimbați fața. Dacă ziceți că vreți să schimbați, nu știu ce își doresc, de fapt că nu prea le înțeleg, în afară de un populism dus la extrem și promisiuni fără acoperire, n-am văzut nicio doctrină clară a lor. Se simte lipsa experienței politice? Absolut. Nu neapărat absolut. Doar la partidul pe care l-ați amintit, așa, în general la ceea ce vine din urmă. Da, eu am spus de fiecare dată că m-aș bucura și mă bucur de fiecare dată când văd un tânăr, când văd fețe noi care intră în politică, dar să vină cu inima deschisă și nu doar pentru gândul că ar putea beneficia de ceva folose în scop personal. Da, dar din păcate în ultimii ani au fost multe exemple și la nivel central de astfel de câștiguri, să spunem, peste noapte. Am văzut cu toții multe lucruri care s-au întâmplat în politică și administrație și atunci cumva își doresc să sară acele etape de care aminteați puțin mai devreme, având această iluzie că pot câștiga foarte ușor și repede. Poți câștiga foarte ușor și repede, dar nu știu dacă este de dorit neapărat acest lucru. Acum, cel puțin la urci nivel de comună... Și la fel de rapid sau poate mai repede de cazi. Da, exact, cobori. Nu știu, să fii odată la 4 ani și să încerci să joci teatru, să spui cât de mult iubești tu comuna în care
ai crescut și ai făcut, în condițiile în care nu te-ai interesat niciodată la modul real ce se întâmplă în această comună, n-ai venit niciodată să tragi primarul de mâine că dacă nu ți-a convenit ceva, nu te-ai plâns niciodată. Dimpotrivă, ai adus doar cuvinte de laudă la adresa conducerii administrative a comunei Hărău și acum, dintr-o dată, atât de tare ne arde grija de comuna asta de nu mai putem. Astea sunt prefăcătorii care, punctul de meu de vedere, sunt și ieftine și prost făcute. Și fiecare are strategia sa, cu siguranță. Rezultatele se vor vedea în data de 9 iunie, seara, când se vor număra voturile. Atunci probabil vor realiza că strategia a fost una proastă. Contează foarte mult liderul atunci când vorbim fie de o firmă privată, fie de o administrație locală, dar cât de importantă este și echipa pe care acel lider o are? Mulți fac cumva vor, domnule, eu am reușit pe plan personal într-o anumită afacere. Foarte bine, felicitări. Doar că o afacere personală, un business, spre surprinderea unora, nu este același lucru cu administrația publică locală. Dar poate contează și experiența din mediul privat atunci contează, când dar ajunge nu în este, administrația nu publică. Este același lucru. Clar. Echipa de fiecare dată contează și contează enorm. Pentru că începând de la primul angajat cu responsabilitatea cea mai mică până la angajatul cu responsabilitatea cea mai mare. Fiecare este ca o piesă într-un angrenaj, dacă se defectează sau nu funcționează cum trebuie, scârție tot angrenajul. Deci contează foarte mult echipa și echipa cu care lucrez în aparatul de specialitate a primarului și pe plan politic echipa care o ai în spate, aici mă refer la Consiliul Local. Pentru că ați avut majoritate aici la am avut 8 consilieri din 11. Eu le-am spus și am încercat să fac să înțeleagă pe cei din echipa mea că suntem capabili să ne mărim numărul de consilieri la aceste alegeri datorită faptului că în ultimii 4 ani am făcut ceea ce am spus cetățenilor că facem și i-am rugat pe cetățeni să fie foarte atenți și să facă o analiză foarte clară comparând listele de consilieri și propunerile cu care vine în fața dumnealor fiecare partid politic. Pentru că eu, ca și candidat de primar, mi-am luat această responsabilitate, nimeni de la județ nu a intervenit să-mi impună o persoană sau să-mi impună ordinea pe lista de consilieri. Decidentul am fost eu în ceea ce privește organizația din Hărău, că aici vorbesc despre asta Hărău. Vorbiți, exact. Am încercat să-mi aduc oameni pe lista de consilieri care au realizat ceva în viață, oameni care au studii făcute pe bune. Asta am vrut să zic, că mulți au studii, doar nu, că nu neapărat se și reflectă în activitatea lor. Făcute pe bune, oameni care ocupă anumite poziții acolo unde își desfășoară activitatea zilnică, oameni cu caracter și de o moralitate așa cum trebuie să fie în societate. Și când ai în spate o asemenea echipă, nu poți decât să ai de câștigat. Mai contează moralitatea în politică? Sau mai este prezentă moralitatea în politică? În ceea ce mă privește pe mine, da. Observ la nivel național, numai la nivel de județ, din păcate, din ce în ce mai puțin, dar ar trebui să conteze din ce în ce mai mult. Vă spuneam înainte de a intra în emisiune, în naivitatea mea am crezut că lucrurile se vor schimba
în bine și vor evolua într-un mod benefic pentru cetățeni de la un ciclu electoral la celălalt. Constat și am constatat și constat pe zi, de la o zi la alta, că din păcate m-am înșelat. Asta este. Nu poți dacă nu ai o conduită în interiorul și nu numai interiorul comunității pe care o reprezinți vremelnic. Ar trebui să începem cu trebuie. Familia, nu? Acolo da, și da, mediul cu familie, care faci parte. Cu familia de unde provii, cu familia care ai reușit să-ți o închești tu, cu lucrurile care ai reușit să le faci în viață, cu tot parcursul tău în societate, nu doar de când ai ajuns primar, pentru că... Bun, acum greșeli cu toții greșeli, facem toată lumea în viață, este supus greșeli, nu discutăm acum de lucruri care se și pot întâmpla oricui. Și plus că o campanie electorală nu ar trebui să însemne atacuri nu, la persoană, nu, la familia acestea, candidatului, ci ar trebui să fie o campanie sunt, bazată pe proiecte, pe viziune. Acestea sunt lucruri care eu nu le-am făcut niciodată. Nu am atacat familia nimănui, nu m-a interesat aspectul fizic al nimănui, nu le-am discutat, nici nu am să o fac nici în această campanie și nici n-am să discut nici de familia nimănui și nici de persoana nimănui, de conduita sau conduita, și așa mai departe. Fiecare răspunde pentru ce face. Așadar, cum veți aborda această campanie electorală care nu prea să înceapă? Nu prea am foarte mult timp pentru campanie electorală, pentru că un primar, dacă vrea să facă campanie electorală, trebuie să-și ia concediu și să facă campanie electorală. Înțeleg că nu vă permiteți acest lucru. Păi nu îmi permit prea mult să aloc prea mult timp campanie electorală, pentru că eu am programul normal și nu fac campanie electorală în timpul programului. De la 8 la 16, 30 în fiecare zi e programul. La mine nu poate să spune nimeni că nu sunt în fiecare dimineață la 8 fără 5 minute la primărie. Asta mi este programul. Nu mă bat de la el. Are doar... primarul un program fix? Primarul nu are un program fix. Adică și-l poate... face cum dorește dumnealui, să zic așa. Că sunteți primar și după 16:30. Exact, dar la mine așa am principiile mele de la care nu mă bat. Dacă nu sunt plecat la București, Timișoara sau în alte părți pentru proiecte, dacă nu intervine sau o problemă de sănătate, eu în fiecare dimineață la ora 8 fără 5 minute sunt în primărie. Până la ora 10, jumate, 11 îmi termin mapa. Dacă sunt cetățeni care vor să discute cu mine, nu am un program stabilit fix de audiență, la mine birou, ușa e deschisă la orice oră, după care ies în comună pe lucrări, unde mai avem solicitări, Consiliul Județean, Prefectură, ședințe, unde trebuie să mai reprezint comuna. Acesta este programul, telefonul meu e deschis 24 din 24, 7 zile la din 7 zile, nu poți să spui că gata, s-a terminat programul la 16:30, eu până a doua zi dimineața la 8 nu mă mai deranjează nimeni, nu există așa ceva. Și cred că niciun coleg primar nu își permite să facă aceste lucruri. Ei, cât de optimist sunteți dumneavoastră. Eu și... am spus cred. Cum vedeți Comuna Hărău peste 10-20 de ani? O văd mult, mult mai dezvoltată decât este acum și mă și bazez pe anumite lucruri. Cum ar fi? Că poate ne dezvăluiți niște proiecte, poate în exclusivitate. Unul dintre lucrurile care vor face ca această comună să înflorească din ce în ce mai mult și să dezvolte din ce în ce mai mult, va începe odată cu finalizarea lucrărilor de coborâre, urcare la autostradă și podul peste Mureș. Acest proiect odată finalizat pentru Comuna Hărău va fi ceva extraordinar. Deja încep să tatoneze investitori
zona, vor să-și... Aveți deja discuții cu unii investitori care își doresc să-și deschidă aici Oricum, noi suntem mult mai vizibili la nivel național și datorită celor două obiective turistice majore de pe teritoriul Comunei Hărău, Giardinii di Zoe. Este o investiție privată care mii de vizitatori, cred că lunar. Care este, s-a ajuns la nivelul la care este acum în 18 ani de zile. Deci este o muncă, a fost o muncă. Încă un exemplu că fără muncă nu poți faci câștiguri așa peste noapte. La un sfârșit de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică, s-a atins și 9.000 de vizitatori. În doar 9.000, două zile, vineri, sâmbătă, duminică. Da, 9.000 de vizitatori. Din fericire ați reușit să faceți și drumul acolo cu sprijinul Consiliului Județean. Adică trebuie făcută acum recepția finală a lucrărilor și mai avem Castelul Lupilor tot pe teritoriul Comunei Hărău și tot în Chimindia. Ceea ce sunt două obiective turistice care atrag. Și care au mai creat probabil și câteva locuri de muncă. Au mai creat și locuri de muncă și o să mai creeze, pentru că ușor, ușor, pe lângă aceste obiective turistice, încep să se dezvolte afaceri private, unde primăria, nu pot eu ca primar acum să fac nu știu ce, dar cât pot să sprijin cu un branșament la apă, cu un racord la sistemul de canalizare, cu un aviz mai rapid pentru Enel. Solicitările care vin din partea acestor persoane care doresc să facă ceva în zonă. Dar la urmă cam astea sunt pârghiile pe care le puteți folosi pentru a-i sprijini pe acești investitori. Suntem în cadrul legislativ, fără a ieși din cadrul legal, încercăm să rezolvăm aceste probleme cu celeritate, rapid, să nu aștepte omul. Sprijinim pentru că este un lucru benefic pentru Comuna Hărău. Din acest motiv am și spus că noi, cumva, ca și comună, am început să fim mult mai vizibili și le și mulțumesc pe această cale și... Și cum spuneați, la nivel național. Da, celor care au investit acolo și care nu stau pe loc, o parte, pentru că mulți, au câți bani face... Da, dar din fericire este omul care acei bani care scoate din profit îi reinvestește. Vrea să se extindă, vrea să se dezvolte... Și acest lucru este extraordinar pentru Comuna Hărău. Așadar, peste 10-20 de ani vedeți mai mulți investitori absolut. Aici. Deja v-am spus, sunt în discuții cu două societăți, dar am promis că până în momentul când nu se perfectează documentele să nu dezvăluie aceste lucruri și nici nu am să o fac, dar suntem în discuții pentru a veni și aș deschide un anumit business pe teritoriul Comunei Hărău, care să și creeze o anumită siguranță pentru cetățenii din comună, că vor avea locuri de muncă și ei o să fie primordial luați pentru a fi selectați, pentru a fi angajați. E și firesc cumva să se întâmple. Este un avantaj tuturor. Face și lobby până la urmă pentru aceste lucruri. În una dintre condițiile, adică ce depinde de primărie, sprijinim, una și singura condiție venită din partea noastră înspre acești posibili investitori a fost majoritatea angajaților să fie de pe teritoriul comunei noastre. Așadar, investitori, locuri de muncă, turism? Da. Infrastructura, odată, cum spuneam la începutul emisiunii, odată finalizat acest proiect, va fi 100% așa cum trebuie să fie.
Dacă... Și va trebui să treceți la următorul nivel, pentru că da. În România, în județul Hunedoara, până acum au fost probleme la acest capitol al infrastructurii rutiere, da. Apă, canal, gaz și așa mai departe. Aceste lucruri trebuie la un moment dat și destul de rapid, aș spune eu, pentru că oamenii nu mai au chiar atât de multă răbdare. Probabil că nici dumneavoastră uneori nu mai aveți răbdarea necesară de a tot aștepta anumite avize, anumite documente pentru a fi eliberate și ca lucrările să fie demarate. Înțeleg perfect, cetățeanul. Am făcut ieri o postare pe pagina mea personală de Facebook, unde mi-am anunțat că am depus dosarele pentru un nou mandat și ne-au fost acceptate. Le-am mulțumit și celor care mi-au acordat votul și mi-au încredințat cele două mandate, dar în același timp le-am mulțumit și celor care nu mi-au acordat încrederea. Păi sunteți primarul tuturor, indiferent dacă... Dar i-am asigurat și asigur în continuare că de fiecare dată pentru mine sunt egali și cei care mi-acordă încrederea și cei care, din alte motive, nu mi-acordă încrederea, pentru că sunt primarul tuturor. I-am ascultat de fiecare dată cu aceeași atenție, respect și pe unii și pe ceilalți, așa o să procedez și în continuare. Și poate am răspuns la o solicitare a unui cetățean care poate nu mi-a acordat încrederea mult mai rapid decât unuia care știam că mi-a acordat încrederea. Că e alături de dumneavoastră. Exact. Din nu am făcut diferențe și nu fac diferențe de acest fel, pentru că fiecare are dreptul să facă o alegere. Corect. Are motivele dumnealui. Nu m-am dus și nu am să merg niciodată cu presiuni, cu amenințări, cum mai aud că se întâmplă în această perioadă printre alte zone. Atunci când nu ai siguranță, se întâmplă lucrurile acestea. Dar nu poți să faci. Merg să ameninți cetățeanul că ce? Dacă nu mă votezi, ce bun. Și îți promite că da, și în cabina de vot face ce dorește, pentru că nu știi, doar el și bunul Dumnezeu, el știe ce face acolo. Adică... De ce vă mai doriți, domnule primar, încă un mandat? Mai îmi doresc încă un mandat pentru a vedea realizat rețelele de gaze și rezolvată problema cu apa. Și mai îmi doresc ceva. Mi-aș mai dori să facă cumva această reorganizare administrativ-teritorială. Sunteți cam printre singurii primari de comune care spune, declară public acest lucru. Eu am spus-o și o spun și acum, pentru că, într-adevăr, sunt comune destul de mici care, unde costurile cu salariile, exemplu, comună de 80 de locuitori, comună de 200-300 de locuitori. Nu. Unde nici investiții nu se pot face. Nu, nu se pot face. Nu pot, și atunci fonduri europene pentru a se dezvolta. Nu, e foarte greu. Cum să zic, nu mi-este teamă că mi-aș pierde postul de primar la următorul ciclu electoral în 2028 dacă se va face reorganizarea. Dar există acest risc. Există acest risc, dar eu mi-l asum. Dacă mă consider capabil să țin piept cu ceilalți contracandidați, dacă va fi făcută această reorganizare teritorială, voi intra în bătălie, dacă nu, voi face un pas în lateral sau, cine știe, voi retrage din politică, pentru că spre deosebire de ceilalți contracandidați ai mei, eu sunt născut, crescut, făcut clasele 1-8 pe teritoriul comunei Hărău. Acolo am copilărit, acolo am umblat pe străzile alea doar de pământ și pietri. Ați parcurs toate etapele de dezvoltare practică ale comunei. Știu fiecare străduță, fiecare colțișor, fiecare lucru din comuna aceasta. Un minut mai avem. Da. Și am zis că în momentul când eu consider că
am făcut pentru comunitatea unde am devenit om, pot să spun. Nu v-ați format, practic. Exact. Am făcut lucruri să o duc la un anumit nivel, mi-am făcut datoria față de cetățeni și, de fapt, asta este mulțumirea ta sufletească. Cu asta rămâi și în amintirea oamenilor peste nu știu câți zeci de ani când nu o mai fi. Bă, lucrul ăsta l-a făcut când a fost ăsta primar, drumul ăsta l-a asfaltat când a fost ăla primar, dispensarul ăsta medical l-a construit când a fost ăsta primar. De fapt, asta contează și asta este satisfacția mea personală când văd licărul ăla de bucurie, de satisfacție și de mulțumire în ochii cetățeanului. Altceva, mai mult de atât, alte mulțumiri nu-mi trebuie. Și atunci eu, la sfârșitul mandatului, care, încă o dată mă repet, sper și sunt convins că cetățenii mi-l vor acorda din nou, al treilea mandat, voi cântări foarte bine dacă mai continui sau nu mai continui, dacă reușesc să fac aceste lucruri. Vă îndepliniți visurile pe care le-ați avut și pe care le aveți, de fapt, în prezent. Da. Sunteți un primar, un om destul de asumat, din câte observ. Adică ați fi în stare să renunțați dacă, într-adevăr, se va face acea reorganizare administrativ-teritorială, doar pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine. În viață trebuie să-ți asumi lucruri, și cele bune și cele rele care le-ai făcut, că nu poți să le faci, mai faci și greșeli. Trebuie să-ți asumi absolut totul și asta este. Viața merge înainte. Corect. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. A fost o plăcere să dialogăm astăzi. Vă mai așteptăm pentru că astăzi am vrut să vorbim mai mult despre proiecte și despre realizări, dar iată că discuția ne-a dus și în alte direcții, așadar vă mai așteptăm. Cu siguranță în perioada campaniei electorale o să discutăm mai mult și despre proiectele de viitor pentru comunitatea din Hărău. Mulțumesc! Mulțumim și noi, vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!